Utilizarea serviciilor Bibliotecii Municipale Bogdan Petricei cu HDU este posibilă dacă dețineți un card de acces. Cardul este eliberat utilizatorului în momentul înregistrării la bibliotecă. Înregistrarea poate fi realizată fizic în orice filială din rețeaua de biblioteci HDU sau online. Pentru a efectua înregistrarea online, este necesar să accesați catalogul online al bibliotecii. opac.hsdu.md. Apoi, linkul de înregistrare. Ulterior, opțiunea de înregistrare a unui utilizator nou. Urmează completarea formularului de înregistrare cu datele dumneavoastră. Completarea formularului va dura circa 90 de secunde. Formularul este compus din 7 blocuri și 22 de câmpuri. În primul bloc al formularului, selectați filiala în care va fi necesar să mergeți cu buletinul de identitate pentru a primi cardul. În cel de-al doilea bloc al formularului, includeți numele dumneavoastră, prenumele, data nașterii și genul. Blocul numărul 3 al formularului include adresa dumneavoastră, domiciliul sau viza de reședință specificată în buletinul de identitate. Vom include strada, numărul casei, numărul apartamentului, orașul, municipiul sau raionul, codul poștal dacă îl cunoașteți și țara. Datele din acest bloc corespund datelor din buletinul dumneavoastră de identitate. După cum puteți observa, pot fi completate toate câmpurile formularului, însă obligatorii sunt cele marcate cu roșu. În blocul numărul 4 va fi necesar să scrieți un număr de telefon și e-mailul dumneavoastră. Blocul cu numărul 5 al formularului va include adresa și datele de contact din Chișinău, în cazul studenților, adresa căminului, gazdei sau apartamentului închiriat. Datele incluse în acest bloc nu corespund datelor incluse în buletinul dumneavoastră de identitate. În al șaselea bloc al formularului va fi necesar să scrieți datele unei persoane de contact, prin intermediul căreia vă putem contacta indirect, o rudă de gradul 1 sau 2 sau angajatorul dumneavoastră. În ultimul bloc al formularului, includeți codul de validare generat automat de sistem. Ulterior completării formularului, verificați repetat corectitudinea datelor incluse și apăsați butonul Submit pentru a transmite datele.
Pe ecran va apărea un mesaj ce confirmă înregistrarea dumneavoastră și conține datele de acces în contul dumneavoastră. Altfel spus, login-ul și parola. Salvați aceste date, întrucât ele reprezintă cheia dumneavoastră de acces la contul personal din catalogul online al bibliotecii. Odată efectuată înregistrarea, este necesar să accedeți contul personal pentru a vizualiza facilitățile oferite de acesta. Logarea în contul personal se efectuează cu ajutorul login-ului și a parolei personale, incluse în câmpurile corespunzătoare, amplasate în dreapta lateral. După cum observați, login-ul și parola dumneavoastră sunt completate automat. Prin urmare, faceți un click pe butonul Login. Contul personal vă permite să vizualizați informații referitoare la colecțiile bibliotecii, edițiile disponibile spre consultare în sala de lectură sau împrumutul la domiciliu. Puteți efectua căutarea titlurilor accesând opțiunea Căutare avansată. Spre exemplu, vom căuta un titlu. După cum puteți observa, cartea este disponibilă atât în sala de lectură cât pentru împrumut în diverse filiale ale bibliotecii. Contul dumneavoastră vă permite de asemenea să plasați un tag sau să scrieți un comentariu. La finalizarea operațiunilor, este necesar să vă delogați din cont, accesând opțiunea de delogare. Pentru a finaliza procesul de înregistrare și a primi cardul de acces, este necesar să vă prezentați cu buletinul de identitate la biblioteca selectată de dumneavoastră în decurs de 7 zile calendaristice. După expirarea acestui termen, dacă înregistrarea nu a fost validată de bibliotecar, înregistrarea se anulează, fiind necesară repetarea operațiunii.